Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră la ferma lui Nea Ion. Mă aflu la shop și mai am 58 de euro în cont. Am rămas pe zero de data asta, aproape pe zero, bine încă nu. Dacă mai trece vreo oră și o să ne mai ia niște costuri, o să rămânem pe zero. Dar mă aflu la shop pentru că avem următoarele chestii. Stați să închid aici frumos. Ah, nu, că asta era remorca. M-am încurcat eu. Să închid frumos ușile la dubiță. Am venit și am cumpărat. Mi-am încărcat erbicidul care mi-a rămas, sacul cu semințe de data trecută, bine, cu îngrășământ care mi-a rămas de data trecută când am semănat. Și am încărcat mâncare pentru porci. Am cumpărat 4 tone jumate de mâncare pentru porci, pentru că am cumpărat 3 porci, am cumpărat 2 scroafe și un porc, un mascul, ca să se mulțească, și le-am cumpărat niște mâncare. Am găsit niște mâncare care e puțin mai aici în spate, care e puțin mai ieftină, și am cumpărat oricum, mai am 58 de euro, dar o să facem bănișori, pentru că în episodul de astăzi, poate după cum ați văzut și din thumbnail, o să ne apucăm de vândut silozul. O să vindem tot silozul de acolo din bunker de l-avem făcut, pentru că n-are rost să mai țin deocamdată, nu vreau să-l țin pentru că nu am animale, nu am vaci, n-am cui să-i dau silici deocamdată, terenuri cu iarbă nu mai avem pentru că am arat și deocamdată nu o să mai fac silici. Sper că cu bănișorii de pe tot siligiul ăla poate putem să ne riscăm să ne cumpărăm noi un teren, dar nu sunt sigur 100%, așa că bum. Mi-a luat ăsta cu semințe, da. Ăsta mi l-a luat. Remorcuța o lăsăm aici. De fapt, stați să dau puțin mai în spate, să o las aici. Ăsta nu o să ne-l ia. Păi vreau să te decuplez, dar tata nu vrea să se decupleze. De ce? Gata. Acum, gata. Nu vrea să se decupleze remorca. Madă, pacăt. Așa, bun. Și aici vin eu la porculeni frumos pentru a le da puțină mâncare. Hop. Hai, bun, taci că se descarcă. Văd că se descarcă aici, frumos. Oare mi-a pe toți 3? Da, îmi ia toți 3 saci. O să trebuiască să le aducem niște apă. Avem 3 purcele și un porc. Sper că o să se mulțească. Au fost 300 și ceva fiecare, 370 și ceva de euro bucata de fiecare porc. Și eu acum sper să se mulțească, o să le dau mâncare. Am făcut eu niște calcule cam cât mă costă mâncarea lor și cât aș lua eu pe ei. Aș avea un câștig acolo, dar oricum nu o să se facă mulți porci, pentru că capacitatea este doar de 10 porci, dar când avem 10 bătrâni, îi luăm și vindem, și plus dacă ei mai se reproduc, jocul mi-i vinde automat practic și mai luăm niște bănișori, exact cum mi se întâmplă cu găinile. În fiecare lună luăm bănișori. Plus de alta, avem aici încă o chestie pe care am închiriat-o, o să vedeți imediat, doar că am nevoie eu de tractor. Tractorul avem aici, am închiriat o remorcă din asta mai mare de 30 de tone și am închiriat din nou UTB-ul trapezul, i-am pus un încărcător frontal, i-am pus și o cupă din asta mai mare pentru siloz, ca să iau puțin mai mult, să iau câte 3 tone în cupă, pentru că cotonă, dacă luăm cupele originale cotonă, avem ce sta la încărcat. Mă chinuiam foarte mult și am luat o cupă puțin mai mare de 3 tone ca să încarc eu mai, să am posibilitatea de a încărca puțin mai repede. Tu nu vrei să te cuplezi, acum ce ai? Nu vrea să se cupleze. Bă, stai așa, tată, că te cuplez eu imediat. M-am împins încolo de asta. Așa, că vreau să duc niște apă la porci acolo, pentru că porcii ăștia au nevoie de apă, au nevoie și de niște paie. În momentul de față eu n-am cum să le cumpăr paie, pentru că nu-mi permite bugetul, că aș cumpăra 2 baloți și a trebuit să cumpăr ceva ca să toc paiele. O mașină din aia de tocat paie, dar nu prea îmi permite bugetul în momentul de față, așa că o să mai... Atât, bun. Dacă ne ia apa, nu știu exact câtă apă vor porci. Ah, gata, nu mai vor. Ok. Hai că lăsăm remorcuța aici, că solarele au apă. Mă duc și o leg și ne ducem să ducem prima remorcă de 29 de tone de silici la punctulețul de vânzare. Ne uităm acum unde are un preț mai bun, dar mi se pare că aici se vindea cel mai bine, aici lângă noi, la Viso, mi se pare că era. Punctulețul ăla de vânzare, cred, dacă nu mă înșel, dar ne mai uităm încă o dată.
să fim siguri 100% că e acolo punctulețul. Dacă nu, o ducem în altă parte unde are un preț mai ok. Hai să vedem, venim frumos aici la prețuri. Bam, silos. La Văcaru, Agricultural Fair și oua la BGA. Deci o să-l ducem aici la Agricultural Fair, pentru că este, dacă nu mă înșel eu, aici lângă noi, nu? Nu. Ok, ăsta e la Văcaru, mi se pare că. Deci Agricultural Fair, gata, știu unde e. E fix unde am dus lemnele în episodul trecut și le-am vândut. Acolo mă gândesc eu că e punctulețul ăsta de vânzare. Avem 29 de tone. Se simte puțin. Se simte puțin UTB-ul cu 29 de tone. Trage cam greu, dar să facem bani, să vedem dacă ne putem cumpăra un teren, dacă ne putem cumpăra un tractoraș, să mai avem un tractor la fermă. Avem câteva chestii. Eu am o surpriză. Am o surpriză frumoasă la care muncesc și cred că o să vă placă, avem ceva special pentru ferma noastră, ceva nemai văzut în Farming Simulator. Avem un utilaj foarte, foarte special la care încă lucrez și când o să fie gata, o să-l vedeți. Dacă facem bani, poate chiar și în episodul viitor. Dacă nu, mai așteptăm până facem niște bănișori. Bun, hai să-i dăm frumos aici o descărcare la prima remorcă. Așa. Și să vină bănișorii, zic. 3, 2, 1, bam, 5.500 de euro, ok. Deci o să facem câțiva bănișori din silage. Oricum o să am de încărcat mult, mult, mult și bine, dar încărcăm ușor, manual. De asta am și închiriat tractorul, să facem treabă, stânga și dreapta. Aici întotdeauna o luam prin spate pe acolo, tregeam, dar mai degrabă trec prin bază. Se încarcă puțin cam greu, ciudățel, remorca asta, din cauza faptului că e puțin mai înaltă decât încărcătorul meu frontal și mă chinui puțin cu el să ajung până sus, dar altă opțiune n-am avut, atât de mare, cu atâta cantitate și la prețul ăsta. Practic asta m-a costat o nimica toată să o închiriez, a fost mai mult tractorul cu încărcătorul frontal și cu cupa. Remorca asta e o nimica toată să o închiriez. Dar e puțin cam înalt, o să vedeți imediat că o să mă chinuie puțin ca să descarc, dar nu am altă opțiune și o să mă chinuie așa pentru că nu am ce să, n-am ce să fac. Și remorca mea aș putea să o folosesc, că vreau să zic, poate vă întrebați de ce nu-mi folosesc eu remorca. Aș putea să o folosesc, dar problema e că are doar 10 tone. Și la 10 tone o să trebuiască să car o grămadă eu, așa că cu ăsta e o opțiune puțin mai bună și mai rapidă, pentru că, vedeți și voi, ducem mai multă cantitate odată, nu e o problemă. Mă gândeam să închiriez 2-3 din alea mici și să le leg una după alta, dar mi-ar fi fost de 3 ori mai scump decât să închiriez remorca asta, așa că am preferat să mă chinui aici puțin decât să, op, mai facem o manevră, așa, decât să dau bani. Și plus că nu mai aveam bani, ați văzut și voi, mai aveam 50 de euro, nu aveam posibilitatea de a închiria o altă remorcă. Așa că, sau 3, care erau de 3 ori mai scumpe decât asta. Așa că muncim cu ce avem. Cupa asta are 5 tone. Eu am zis că avea 3 tone, dar are 5 tone. M-am încurcat eu, pentru că am probat una de 3 tone și am văzut că tractorul nici nu se închisește cu ea și am văzut-o pe asta de 5. Am zis, bă, o iau pe asta de 5 să încerc să văd dacă se ridică tractorul de spate. Dacă s-ar fi ridicat de spate, îmi trebuia o greutate. Și acolo, drept că nu mai aveam bănișori, mă riscam să vând paletul acela de căpșuni, nu știu cât o să iau pe el, vreo 300-400 de euro maxim, dacă iau pe paletul ăla de căpșuni, dar mi ajungeau să iau o greutate ca să o pun după trapezul ăsta ca să-mi țină cupa asta. Vedeți că nu e foarte, foarte, e acolo 5 cm și dacă era mai înalt încărcătorul frontal, dacă luam un încărcător frontal mai mare sau dacă era tractorul ăsta puțin mai înalt, nu mai loveam aici. E o nimica toată. Se vede încă. Da, merge și așa. Încărcăm și așa, n-are nimic. Uite, o ridicăm aici frumos sus. Hop. Trecem și în câteva cupe am umplut-o. Și îmi place treaba asta manuală. Mă nebunește treaba asta să încarc cu joystick-ul, pentru că îmi place la nebunie și mai ales să încarc și de la, opa, că am luat mai puțin. Să încarc și de la interior. E genial. Este genii fucking al. Așa. Îi dăm frumos și cu spatele. Scaunul ăsta mă cam strică vederea mie aici în spate. Și ăsta la alt tractor, bă,
cam pe toate care le-am cumpărat în ultimul timp și m-am jucat cu ele, cam toate au scaun din ăsta înalt și îmi strică mie vizibilitatea. Ok, ne-a mai rămas 21%. Pam. Avem remorca plină. Ăsta l-o oprim ca să nu consume motorină. Plecăm și luăm pe nostru UTB frumos. Îi dăm o pornire. Suntem cam prost cu motorina. După ce termin de transportat tot ce avem aici în bunkerul ăsta, în siloz, o să-mi iau și o să-mi cumpăr și eu un... O să-i pun motorină, am vrut să zic, o să-mi cumpăr un rezervor de motorină, dar ne ducem la Peco și băgăm niște motorine. Depozitul ăsta de aici ar fi fost frumos dacă îl puteam folosi, pentru că e fix acolo pus lângă garaj, frumos. Dacă îl puteam umple pe ăsta cu motorină, ar fi fost genial, dar nu funcționează și pot să-l fac, dar trebuie să dau salvare, să iau salvarea de la zero ca să mi se încarce și trebuie să fac tot din nou și... Nu mai are rost, nu vreau să stau să-mi bat capul, eventual băgăm un moduleț sau ceva pentru a putea cumpăra motorină. Că nu m-am uitat pe hartă dacă avem benzinărie, sincer să fiu. Așa, îi dăm o descărcare și la a doua remorcă și să vină bănișorii. Pum, 5548 și mi se pare că era în scădere prețul, dacă nu mă înșel, așa că trebuie să dau bătaia. Am dat timpul pe 0.5 ca să nu treacă foarte repede, să nu scadă foarte, foarte mult prețul. Am făcut, să zicem, o mică șmecherie, dar n-am furat, n-am făcut nimic rău, doar am coborât puțin viteza timpului ca să, bine, puțin mai mult, l-am oprit aproape de tot ca să nu treacă foarte repede și plus să nu se facă de noapte ca să văd eu să lucrez. Am eu farul pe utilaje, dar mai mult îmi place să lucrez așa ziua. Bun. Hai să-i mai dăm aici frumos o întoarcere și îi mai băgăm o încărcare. Punem aici frumos. Era frumos dacă aveam suspensie hidraulice pe remorca asta, nu aveam arcuri și o coboram puțin mai în jos, ca și cum ar fi un camion. Mai am depus încă vreo două cupe. Pum. Sau cu asta o umplem, nu. Asta cred că și încă una. Mamă, ce frumos o bag și eu în toată remorca. E bine că... În momentul în care nu o ridic în sus înapoi, pentru că sunt multe cupe care li se lipește produsul de ele și în momentul în care tu vrei să o ridici din remorcă, ți se lipește tot produsul și mai scos din el din remorcă. Văd că asta nu are problema asta. E făcută destul de bine cupa, funcționează și dinții dacă vrem să strângem tot, doar că nu am eu nevoie pentru a-i strânge, pentru că nu pierd silozul deocamdată din cupă. Și cred că mai am vreo două remorci bune de aici, pentru că avem 100 și ceva de tone, am vândut, asta este a treia, deci avem 90 de tone deja vândute, așa că mai avem de încărcat câteva remorcuțe. Hop, tată, stai așa, dă-i în față, așa mă orientez eu cam pe unde să parchez după aia remorca pe sucupă. Bam, ăsta l-am oprit și am fugit într-al nostru UTV Universal 65, 650 și băgăm viteză. Și-o scos săracul UTB ăsta banii de câteva ori bune. Ar fi fost ca lumea dacă puteam lega după remorca asta încă o altă remorcă. Sau oare se poate lega altă remorcă? Nu am, să știți că n-am probat treaba asta, chiar uite. Vorbesc prostii, dar n-am probat-o încă. Și terenul ăsta ar fi ca lumea aici să-l pot utiliza. Eu cred că casa asta de aici, înstrângând, să o fac să dispară. O luăm să o scoatem de aici, de pe hartă, să ștergem zona asta și să ne facem aici o zonă de ceva. Aș putea să investesc în zona asta. Bineînțeles, o să cumpăr zona după aia aici, nu îmi pun eu nimic pe ea fără să o cumpăr, dar ar putea să dispară casele alea de pe acolo, să zicem că în momentul în care am cumpărat, am demolat tot și mi-a rămas terenul gol, că acolo aș putea eu să-mi pun chestii. Nu acum, dar într-un viitor poate... Ne mărim și noi ferma asta, o facem mai mare, o ducem la un alt nivel. Bam, 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 5547. Păi, sunt bucuros că am făcut bani cu siligiu. Se fac bani cu siligiu în tot, de una pe toate farming-urile s-au făcut bani cu siligiu. Pe FS17 făceai o grămadă de bani cu siligiu, când am dat de el pe FS17, rupeam siligiu în două. Pe FS19 nu era cine știe ce și acum am... Am mai scăzut, nu mai e ca înainte, dar înainte
se făceau foarte, foarte mulți bani cu siligiu, te îmbogățeai practic, băgai balos de siligi sau făceai siligi în bunker și te îmbogățeai, era foarte, foarte bine plătit. Acum a mai scăzut, partea bună e că e foarte simplu să-l faci, ai nevoie doar de câteva utilaje și de ceva bănișor să-ți cumperi un bunker din ăsta și ți-ai făcut, ți-ai făcut trebușoara. Dar nu mai e foarte, foarte bine plătit și mai ales eu cum mă joc pe hard, vă dați seama că nu prea se vede beneficiu. Dar e bine, avem 16.000, mai avem încă 2 remorci de încărcat, deci ne scoatem acolo un bănișor frumos și nu știu zău dacă cu bănișorii pe care o să-i scot în momentul ăsta o să, din tot siligi, o să pot să mă apropii eu de vreun teren. Asta nu pot să vă garantez, pentru că terenurile sunt foarte, foarte fucking scumpe. Scumpe rău de tot. Poate mai facem 2-3 misiuni dacă avem niște misiuni. Dar lumea chiar o să mă uit în momentul ăsta. Poate avem niște misiuni după ce termin eu de încărcat și de făcut aici. Opa, nu sunt contracte. Deci nu avem contracte acum iarna. Nu vrea nimeni să ne dea de lucru, așa că mai așteptăm. O să mai dormim o lună. Poate în ianuarie, cine știe. Poate prindem și noi niște contracte și ne apucăm de făcut niște bănișori, pentru că e jale, tată. E jale. Plus de alta, vreau să vă mai arăt o chestie pe care am spus-o la început, că am cumpărat mâncare pentru porci. Avem aici niște modulețe care vine o mâncare din afară, vine o mâncare din Ucraina, care e foarte, foarte, bine, foarte, foarte, nu, dar e puțin mai ieftină. Îngrășământul, semințele și astea nu sunt foarte, foarte ieftine, dar avem aici saci din ăștia de lime ieftin, avem grâu mai ieftin, avem avena, ovăs, avem mâncare pentru porci mai ieftină, sare, deci ne vin câteva produse și asta mi-a prins foarte bine, o tonă jumate, 1500 de kg, cu 500 de euro, să știți că e chiar foarte, foarte bine pentru mâncare la porci, de asta am făcut eu, am spus că am făcut un calcul și am zis că se merită oarecum, pentru că na, într-un viitor când iei banii pe porci, cumva îți prind destul de bine. Mi-ar place să investesc din nou în niște cai, pentru că avem posibilitatea să plătim, avem modulețe acum și avem un mod, am un mod instalat foarte calm, avem posibilitatea să plătim un antrenor de cai care o să ne antreneze caii și practic ei o să crească de nivel, o să fie antrenați în fiecare zi, noi o să trebuiască să le dăm apă, mâncare, paie și omul acela, antrenorul, practic se ocupă de antrenamentul lor, ți-i antrenează în fiecare zi pentru o sumă de bani, nu în fiecare lună, cum ar veni, practic că noi dormim câte o lună și ți-i antrenează pentru o sumă de bani. Nu mai știu exact cât era suma de bani pe care ți-o lua antrenorul, dar dacă stai și faci numere, ieși în câștig, pentru că iei niște bani grămadă și îți prind foarte, foarte bine bănișorii aia, sincer să fiu, așa că într-un viitor poate ne uităm și cumpărăm vreun graj de cai ceva, să avem niște căluți pe aici, mai ales cum avem tot spațiul ăsta de aici. Aici o să ne menținem toată zona asta de aici de lângă bunker, o să ne o menținem pentru vaci, pentru porci, pentru cai, pentru oi, pentru mai multe modulețe ce o să băgăm noi aici. Nu o să mai bag moduri din astea cu capre și cu alți draci, pentru că dacă mai țineți minte din seria pe care făceam live-uri, mi-au dat foarte multă țeapă caprele, pentru că nu-mi produceau nimic, nu-mi produceau nici lapte, nici lână, nici nimic. Am investit o grămadă de bani într-o grămadă de capre și nu-mi produceau absolut nimic. Am ieșit într-o pierdere maximă cu caprele, așa că pe seria asta nu știu dacă o să mai cumpărăm. Poate doar câteva așa să le ținem să se mulțească, că mi-ar place să am de toate. Avem găini, avem rațe, avem porci, mi-ar place să am de toate, că dacă am posibilitatea să am și capre, și oi, și vaci, și miei, și iezi, și de toate, și cai, și tauri, avem posibilitatea să ne cumpărăm, pentru că vacile dacă o să ne dea lapte, noi putem să creștem tăuraș. Îi băgăm frumos într-o cușcă din aia de lor mică, pam, pam, acolo le dăm lapte de ne produc nouă, ouleu, ce tare am intrat în asta, tura asta, de ne produc nouă vacile și putem crește. Practic o să luăm un bănișor frumos pe tauri, taurii cumpărăm la un preț destul de mic, de nimica chiar, și crești până la 4-5.000. Dacă ai 10 tăurași acolo, ți-ai scos un 50.000, stai pe spate, nu-ți mai trebuie nimic. Bine, crezi destul de greu, dar chestia e să iei banii grămadă. Chiar dacă iei cu timpul, trece timpul, tu investești, dar poate investești și mai mult decât câștigi în animale. Dar faza e că tu iei niște bani grămadă. Odată, când ai vândut
50 de animale, bam, tu ai luat un 100 de mii, să zicem, și sunt niște bani grămadă. Tu ai investit cu timpul și după aia ai luat banii grămadă odată în mână și poți să faci ceva cu ei, poți să te apuci să cumperi un teren, să-ți cumperi un utilaj, să faci ceva cu banii, să investești în ceva. Așa, dacă i-ai luat în fiecare lună, tot ai cheltui, mai fac ceva cu ei, aici mai pun un gard, aici mai pun nu știu ce și se duc banii. E exact ca în viața reală. Dacă știi să ți gestionezi puțin și să ții de ei, când ai mai mulți, faci o investiție ca lumea și îți faci treaba cu ei, practic. Ok, de ce nu vrea asta să descarce? Ah, că am deconectat-o. M-am fost speriat, zic, bă, de ce nu mai vrea să descarce? Când colo ea era deconectată după tractor. 22.000, 249, încă un 5.000 și mai avem acolo câteva cupe pe care o să le încarc și pe alea, bineînțeles, nu las nimic acolo în bunker, pentru că îmi pare bine că ați văzut cum era buguit acolo bunkerul cu siloz și mi-a fost destul de frică, am zis că dacă pierd tot silozul, vai mamă, am muncit pentru el și a fost o investiție până la urmă, așa că mi-am scos și banii pe bunker, bunkerul m-a costat 6.000 sau 5.000 și ceva. Plus utilajele le-am avut eu de cosit, terenul a fost a meu, plus utilajele astea închiriate, sunt undeva la un 12.000 pe plus, un 10.000 pe plus câștig din silage. Așa că, bă, eu zic că s-a meritat pentru că eu oricum e o treabă frumoasă care nu e foarte, foarte complicată și mie îmi place, mai ales să stau aici frumos pe scaun, pe spate și să încarc cu joystick-ul și așa, mă încântă treaba asta și iau și bănișori. Așa că îmi place treaba asta. Om, dăm cu spatele, o să mă mai uit și în silozuri. Silozurile o să le schimb dacă știți cumva vreun siloz mai frumos. Bă, eu nu găsesc. Am câteva, am și eu niște silozuri din astea mai românești așa făcute, coșare tip așa, dar nu sunt foarte, foarte wow. Dar dacă știți vreun siloz ceva mai frumos, mai realist, puteți să-mi lăsați acolo în comentarii cum se numește sau chiar și link-ul de la silozul respectiv, să mi-l descarc, să-mi bag și eu un siloz ca lumea în fermă, să am și unde să țin cerealele, să fie frumos, să dea frumos cu ferma, pentru că alea două de alea meu nu prea mă încântă. Încă ziua trecută am vrut să le vând și să pun altul mai mic, puțin mai diferit, așa, din lemn mai vechi, pentru că nu prea dau cu ferma foarte bine și nu prea îmi plac, pentru că mă boxez acolo în furtunul ăla lor, în tubul ăla de înscuipă mie produsul. Mă enervează pentru că mă încurcă foarte, foarte tare. Așa. Am luat tot. Bam. Am lăsat bunkerul gol. Gata. Am golit-o bunkerul. Nu știu exact cât am mai încărcat acum în remorcă, că n-am socotit. Nu știu dacă am băgat 3 cupe. Asta e 3 și un pic. Abar nu am. Vedem imediat cât mai avem. Bă, tractorașul ăsta și-a făcut treaba, n-am ce să zic, și cu cupa, mulțumit până peste cap de el, am, are și forță, ia uitați cât de frumos stă domnul UTV trapez, bum! Pe ăsta îl oprim frumos, îl și pot da înapoi, pentru că nu mai trebuie, nu mai am ce să mai fac cu el, luăm și îl dăm înapoi UTV-ul, pam, pam, o pleca trapezul, remorca nu, încărcătorul frontal, îl dăm și pe ăsta înapoi, cupa o dăm înapoi frumos și lăsăm remorca că ne ducem să ducem produsul și să vedem dacă pot alimenta de pe undeva pe hartă. Chiar o să mă uit în momentul ăsta dacă avem o benzinărie pe hartă. Nu știu să vă zic dacă avem benzinărie sau nu. Nu sunt sigur 100%. Dacă nu avem benzinărie, o să trebuiască să pun eu una din joc sau să-mi cumpăr un depozit și să bag eu motorină în el ca să am motorină undeva pe aici prin bază și să pot să alimentez. Da, văd că nu avem nicio... N-avem nicio benzinărie. O să caut o benzinărie. Ar fi mai frumos să pun o benzinărie pe hartă. Și să cât avem? 900 de kilograme. Bine, 9 tone, nu 900 de kilograme. 9 tone, 238 de kilograme. Ar fi mai frumos să pun una pe hartă, să-mi cumpăr o remorcă din aia de transporta motorină, să mă duc la benzinărie, să încarc și să-mi aduc motorină în bază. Eu zic că ar fi mai frumos, așa, pentru că dă mai bine. Dă mai bine la serie, faci mai multe chestii, te duci, hop, aici la dreapta, te duci după motorină, mai faci o chestie diferită. Zic eu că ar fi mult mai ok decât să-mi pun un depozit din ăla în bază și să cumpăr eu direct de acolo motorina. O să mă uit după aia și o să caut niște modulețe, să vedem ce avem și să ni le,
să ne le implementăm în joc. Așa, bun. Încă 9 tone. Să vină bănișorii, să vină bănișorii. Bum, 1765. Avem în total 24.000, 15 euro. Aveam 50 de euro, deci am făcut bănișori. Nu pot să mă plâng acum. Avem bani, acum pot să desleg și remorca de bucurie. O și dau înapoi. Pam, pam, pam. Vreau să mă duc să dorm acum direct. O să dau și timpul înapoi pe 5. Este ora 3:21 după masă. Mă duc să dorm direct o lună. Să vedem dacă se face ianuarie. Mi-ar place dacă ar ninge. Aș mai face o chestie ca lumea dacă ar ninge acum. M-aș duce în pădure, sincer să fiu. Și aș face puțin forestrie. Aș tăia niște copaci. Dar dacă ar ninge pe zăpadă, m-ar încânta treaba asta. Să pot să mă duc în pădure să fac niște, hop, să fac niște bănișori cu lemnele, dar să ningă pe zăpadă. Mi-ar place, nu m-am mai jucat de foarte mult timp pe zăpadă. Hai să și dormim frumos aici până la 9 a doua zi. Bam! Bam! Minus 4 euro costuri de producție, minus 15 euro așa, minus 300 de euro nu știu ce, mai avem 23.000. Bun, îmi zice că avem cerere mare în Selling Station 3, dar eu nu am niciun produs stat în bunker, nu mai am absolut nimic. 0000000, pișălău 63 de litri. Pișălău 63 de litri, cumva de la porci, dar cum e implementat pișălău aici la porci? Da, avem aici pișălău, dar de unde îl încarc eu pișălău? Oare nu-mi trebuie un depozit sau ceva? Abar n-am și văd că ăștia sănătatea au 0%. Au 0% din cauza faptului că nu am eu să... ok, de aici încărcăm pișălău. Bun, deci are depozitul lui. Problema stă în felul următor, că nu am eu să le dau paie, de asta nu le crește lor sănătatea. Iar aici la găini și la rațe mâncare mai avem 8 tone. Sănătoase 100%, văd că au făcut aici două cofraje de ouă, cam greu cu ouăle, dar să sperăm că o să crească și puii ăștia mari și o să ne dea și ei niște ouă. Solarele mele văd că n-au prea mai vor să mai producă, apă au, roșii una alta, dar văd că nu mai scot nimic ca solarele astea, în pagubă mare, poate le luăm și le vindem și ne cumpărăm un solar mai mare, să ne dea mai multă producție. N-ar fi o investiție rea nici asta. Nu știu exact cât mi-ar da pe solarele astea. Ia să vedem. 1357. Iar pe ăsta la alt 1357, la fel. Și dacă venim noi aici frumos la producție și ne ducem la solare, avem unul la 5000. Mamă, au niște prețuri. Și toate astea merg cu alte nebunii. 10000. Băgăm doar apă. 5.000. Dar acum mă asigur eu că astea îmi dau mie ca lumea gen produse. Mi-e cumva frică să dau și foarte mulți bani. Mamă, și ăsta ce frumos e. Mi-e și frică cumva să dau foarte mulți bani pe ele. Uite, avem ăsta la 2.000. Dacă ăsta m-am mai jucat, sunt sătul de el, l-ați văzut și voi. 2.800 astea, 3.500. Cred că e același. Nu. Astea sunt astea de sticlă, 2.800. Dar nu vor să dea nimic al dracu, foarte, foarte rău. Și ăsta e din nou frumos, doar că aici o să ne trebuiască bălegar, o să ne trebuiască ceva semințe, o să ne trebuiască îngrășământ, o să ne mai trebuiască un produs puțin mai complicat. Iar pe ăsta l-a văzut toată lumea, știți voi, m-am jucat foarte mult cu el, așa că ar fi timpul să-l mai schimbăm. Ăsta îmi place la 5.000, destul de mult, m-aș risca să-mi cumpăr unul din ăsta sau astea două, uite, ar fi mai frumoase, să le iau și să le pun aici frumos așa, pam. Ce să facem aici? Dar deocamdată le mai las pe astea, nu vreau să cheltui toți banii acum să-i dau pe solare dacă am vreo 2 bani, pentru că și terenurile, v-am spus, sunt foarte, foarte scumpe, mai ales pe aici pe lângă casă, nu cred că pot eu să-mi iau niciun teren. 67.000, 92.000, 71.000, 38, astea sunt mai ok, 39.000, mamă, 26.000, ăsta e destul de măricel. Pare el mic, aici are și iarbă pe el, dar e destul de măricel, să nu credeți că e foarte, foarte mic. Ăsta cât ar fi? 93.000. Acum niciunul din ăsta nu vreau să-mi cumpăr, pentru că nu prea am, la 13.000 e foarte mic și nu prea are rost să mă chinui cu el. Dar
Un teren de pe aici mi-aș cumpăra, uite, la 167 ăsta m-aș băga sincer acolo, ca să mi-l cumpăr, dar 39.000, avem doar 23.000, ne mai trebuie niște bănișori. Denis văd că nu vrea să ningă să mă duc și eu în pădure, așa că așteptăm să ningă. Aștept să ningă și dacă o să ningă, dacă prind din soare, o să vedeți în episodul următor. Poate ne ducem la pădure sau cine știe ce mai facem, ne mai apucăm noi de făcut ceva ca să facem niște bănișori. Plus de alta, să tragem un ochi la misiuni, deci nu mai sunt contracte în momentul ăsta, nu vor ăștia să ne mai dea de lucru. Astea produc, animăluțele, unde avem animăluțele? Aici. Astea văd că sunt în reproducere, nu prea au sănătate, fructe din astea de pământ au 45%. Așa că cam atât cu episodul de astăzi, ne revedem în următorul episod. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe, aștept și pe Discord. Linkul la hartă l-aveți în descriere, dacă doriți harta modificată de mine, îmi lăsați un mesaj în privat și vă trimit salvarea. Astea fiind spuse, eu am fost Bisogame și până data viitoare, v-am salutat. Pa, 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 pa.